În ultimii ani, epilarea definitivă a devenit foarte populară în rândul femeilor. Aflați în continuare mai multe informații despre tratamentul de îndepărtare permanente a părului cu laser. Epilarea definitivă este o metodă de îndepărtare a firilor de păr nedorite pe o perioadă lungă de timp. De ce pe o perioadă lungă de timp? Fiindcă chiar după încheierea cursului, oricum reapar câteva fire de păr, fiindcă organismul nostru este viu și are capacitatea de a se regenera. De aceea sunt recomandate și ședințe de întreținere. Culoarea firului de păr și fototipul pielei influențează foarte mult rata de succes. Eficiență maximă se obține la persoanele cu pielea albă și părul închis la culoare. Raza laserului nu țintește corect rădăcina firului deschis. Da, asta este adevărat și nu doar persoanele care au părul blond, dar și cel roșcat și cărunt. Deoarece orice metodă de îndepărtare a firilor de păr nedorite vede melanina. Deci aceasta este culoarea sau pigmentul care se află în firul de păr. Și atunci când melanina nu este, laserul sau electroepilarea pur și simplu nu vede. Rezultatele epilării definitive sunt vizibile după primele ședințe, dar cele optime se înregistrează după finalizarea tratamentului. Sunt nevoie în medie de 80 ședințe, în dependență de genetică, de firul de păr și de aceeași, cum și-am zis, de cât pigment se conține în firul de păr. Înainte de a începe ședințele de epilare, trebuie să țineți cont de câteva aspecte. Este interzisă utilizarea produselor agresive, precum cele de exfoliere, și este interzis bronzatul. Îngrijirea specială constă în primul rând, să nu fie pielea expusă la soare, minim 2 săptămâni de independență cât de tare am fost bronzați, și să nu fie părul smuls de rădăcină prin nicio metodă, ceară, zahăr, penseta sau electroepilator, 8 săptămâni. Este nevoie ca toate firele de păr să se regenereze ca să fie cât mai eficientă procedura de epilare definitivă. Seara se radeculam, a doua zi se vine la procedură. Procedura nu este categoric indicată femeilor însărcinate, celor ce alaptează, dar și persoanelor care au foarte multe alunițe. În primul rând, sarcina. Primele luni de alăptare, boli grave ca epilepsie, boli de piele în fază activă, herpes și alte boli care sunt în fază activă anume. Este recomandat ca tratamentul să fie început toamna sau iarna, când pielea își recapătă textura și culoarea naturală. În ziua de azi, majoritatea pleacă la odihnă în orice sezon, nu doar vară. De ce? Totuși nu depinde de anotimp, dar depinde de bronz. Sunt contraindicații care trebuie respectate și atât. Cel mai ideal să începem în toamnă, prin luna septembrie-octombrie. Procesul de epilare este non-invaziv. Se simte ca o ușoară înțepătură. După primele ședințe, totul devine relaxant și chiar plăcut pentru pacient. Este destul de suportabilă epilarea cu laser în comparație cu electroepilarea, da? Dar nici nu putem să spunem că nu este dureros, fiindcă totuși trebuie să înțelegem cum lucrează, cum acționează asupra organismului. Melanina din firul de păr absorbe unda de laser, după care firul de păr se încălzește până la 70 de grade și rădăcina este distrusă. Și asta nu poate să doară. Este un mit că există epilare definitivă nedureroasă și eficientă. Pentru unele persoane, procedura este într-adevăr necesară. De ce am ales epilarea cu laser? Pentru că pentru mine ea este cea mai eficientă și cea mai optimală, pentru că eu sunt așa destul de sensibilă și n-aș fi rezistat la un alt tip de procedură și este foarte eficient. Deci eu am făcut deja un număr destul de mare de proceduri. Epilarea cu laser este o metodă foarte reușită de reducere pe termen lung a firilor de păr de pe corp. Pentru menținerea rezultatelor dorite, sunt necesare ședințe de întreținere la o anumită perioadă, în funcție de vârsta la care se face epilarea.